La Oprișor și astăzi oamenii scoteau apa din beciuri și mălul din locuințe. După câteva zeci de minute de potop, noaptea trecută, părul s-a umflat și apele au năvălit în gospodării. Toate animalele mi-au murit, toate păsările. Câte costă? Cel puțin 100. Cel puțin 100 de pui, rațe, gâște, curci și de toate. Tot ce am avut. Ați mai avut prăpăd aici? Și câini, și câini. Toate bunurile. De la mâncare până ultima suflare, până vin cu tare, țuică, cu mâncare, zahărul, ce am avut în pieci, unturile, carne, tot. E munca mea de asta primăvară. Ce fac? Ce mai mănânc eu până la... peste un an de zile? A intrat apă, am dat drumul la port și a intrat în curte. Ce să-i fac? Oamenii dau vina pe primărie pentru că nu a curățat albia părâului, dar o parte din vină, spun ei, o au și cei care aruncă gunoiul la întâmplare. Autoritățile au făcut o evaluare a pagubelor. Au fost afectate din cauza acestei ploi 7 gospodării în satul Oprișor și 3 gospodării în satul Prisăceaua. Totul a fost neprevăzut, canalele au fost înfundate, acoperite de viitură și de toate astea. În Mehedinți, drumul județean 671 Șovarna Rudina este blocat pe o bandă după ce a fost afectat de torenți și a apărut un crater în carosabil.